Milioane de animale din întreaga lume sunt chinuite și omorâte în diferite experimente. 24 aprilie este Ziua Mondială pentru Protecția Animalelor de Laborator, stabilită de către o asociație britanică care milita împotriva vivisecției. În acest context, vă vom spune câteva lucruri despre animalele de laborator. Animalele de laborator sunt ținute adesea în condiții improprii, iar experimentele se fac în lipsa anestezierii. Ele suferă arsuri, orbesc, sunt otrăvite, mutilate, înfometate pentru ca produsele pe care oamenii le folosesc zilnic să poată fi etichetate ca prezentând condiții de siguranță. Anual, aproximativ 100 de milioane de animale au de suferit în laboratoarele din lumea întreagă. Folosirea animalelor în scop experimental în laboratoare s-a extins în secolul 20, în domeniile farmacologiei, fiziologiei, psihologiei, al testării produselor cosmetice, al testării unor produse medicamentoase. În 2014, în Marea Britanie, în jur de 4 milioane de animale au fost folosite în experimente științifice, conform Societății Regale de Prevenire a Actelor de Cruzime împotriva Animalelor din Marea Britanie. 11,5 milioane de animale au fost folosite în astfel de scopuri în Uniunea Europeană și peste 100 de milioane în întreaga lume. Numărul animalelor ucise în decurs de un an în laboratoarele de cercetare din întreaga lume este estimat la 500 de milioane. Multe dintre testele efectuate pe animale pot fi înlocuite prin alternative științifice avansate care sunt disponibile în prezent. Există metode avansate de cercetare care nu folosesc animale și care sunt mai sigure, mai eficiente, produc rezultate mai rapide și mai relevante pentru om.